Clubul copiilor din municipiul Mediaș a găzduit lansarea proiectului Prim ajutor în școli. Acesta este finanțat de Consiliul Județean Sibiu cu suma de 100.000 de lei, iar obiectivul este formarea 460 de cadre didactice din întreg județul. La finalul acestui proiect, în fiecare unitate de învățământ din județ, cel puțin o persoană va ști să acorde prim ajutor premedical. S-a născut dintr-o tragedie, de fapt, așa cum apar de obicei, mă rog, ideile bune. Anul trecut, în primăvară, în vară, o fetiță din Cluj s-a necat cu un jeleu și a decedat, pentru că nu știa nimeni ce să-i facă. Și atunci, noi ne-a venit ideea, haideți să nu se întâmple asta și la noi la Sibiu. Și am inițiat acest proiect cumva de capul nostru. Am avut câțiva finanțatori privați care ne-au susținut. Apoi primăria din Sibiu a finanțat acest proiect și am reușit să facem un curs de prim ajutor pentru 170 de profesori din tot municipiul Sibiu. Și apoi Consiliul Județean și doamna Daniela Câmpeanu au fost extrem de receptivi și au susținut în continuare acest proiect, prin care până la finalul lui noiembrie 2024 vom trainui 460 de cadre didactice din tot orașul. Din tot județul, cer scuze. Cum funcționează exact lucrurile? Funcționează în felul următor. Inspectoratul școlar anunță directorii de școli, uite, se întâmplă cursul acolo, desemnați profesorii care participă. Noi primim o listă cu profesorii care doresc să vină la curs. De la birou, doamna Rodica, care este și instructorul prim ajutor, îi contactează telefonic pe fiecare în parte, îi invităm la curs, participă la curs. Cursul durează, începe la ora 9, durează până după masa, până la ora 3, primesc o diplomă recunoscută la nivel internațional. Este un curs preponderent practic, asta e foarte important de știut. Toată lumea face toate manevrele de prim ajutor pe manechinii noștri. De aceea profesorilor le și place foarte mult acest curs și nu-i plictisește și feedback-ul pe care îl avem de la ei este unul foarte bun. Spun că învață, de fapt, foarte multe lucruri practice pe care nu le învață nicăieri. Așa funcționăm. Acum săptămâna asta suntem la Mediaș, de luni până vineri suntem aici la Clubul Copiilor și ne bucurăm că suntem găzduiți de clădirea asta frumoasă. Apoi vom fi la Cisnădie, Tălmaciu, vom fi și în Dumbrăveni, o săptămână detașați acolo. Ne plimbăm prin tot județul până acoperim toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Sibiu. Și practic până la finalul proiectului, cel puțin un profesor din fiecare unitate de învățământ din județ ar trebui să... Exact. Până în noiembrie 2024, până în 27 noiembrie, ne deja avem planificările făcute în fiecare săptămână, în fiecare zi știm unde mergem. Vom avea 460 de cadre didactice și non-didactice din toate unitățile de învățământ din județ. Așa cum bine ați spus, din fiecare localitate, cât de mică e, din fiecare grădiniță, școală, avem grădinițe unde sunt câte 4 copii, școli unde sunt 10 copii, de peste tot, în fiecare școală, grădiniță, liceu, va exista cel puțin o persoană care va ști să acorde prim ajutor în caz de ceva. Și asta ne bucură foarte mult și mulțumim încă o dată Consiliul Județean și doamnei președinte că susțin acest proiect și ne putem face treaba în condițiile cele mai bune. Proiectul Prim ajutor în școli este unul pilot, iar inițiatorii săi își doresc ca el să devină un exemplu de bună practică și de ce nu să se transforme într-o inițiativă legislativă. Da, este un proiect pilot la nivel de Cruce Roșie și la nivelul țării noastre. Noi am implementat proiectul la Sibiu și colegii mei din țară au fost foarte încântați. Adică tuturor le-am trimis, de fapt, modelul de proiect. Unele filiale au început deja să implementeze proiectul. Doamna președinte a plecat de aici cu două idei. Una a fost tocmai aceasta, să se încerce la nivel de țară o inițiativă legislativă prin care profesorii să fie instruiți în acordarea primului ajutor. Consiliul Județean Sibiu este partener și finanțator în acest proiect. Eu aș intra cu el în pregătirea profesorilor și dascălilor la școală, da? Pregătirea profesională să includă un astfel de curs. Noi am încercat prin agenda educației, că avem la Consiliul Județean o agenda educației, și am încercat să includem ca și activitate obligatorie în proiectul pe care îl depune școala și un curs cu profesori din școală pentru ajutor în caz de prim ajutor. Am colaborat cu părinții Salvatori atunci, domnul Vlașin, de la el venise ideea. Dar n-am ajuns în foarte multe școli, nu toate școlile își depun proiecte. Și atunci când Nana a venit cu ideea asta, am zis, wow, asta e. Deci putem extinde cursul ăla, că până la urmă și pentru dumneavoastră e confortabil să puteți să psihic, când știi că, Doamne, trebuie să se întâmple ceva și puteți să faci mai mult dacă știai,
și pentru părinții care își aduc copiii la școală, nu? Fiecare, copilul meu merge la școală, mă gândesc, Doamne, ce se întâmplă?